Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Pacea să fie cu voi. Și cu Duhul tău. Lăudat să fie Iisus Hristos. Preasfințită Iosif, episcop al diecezei noastre, preasfințită Petru, episcop emerit, cucernici, confrați preoți, dragi membri și simpatizanți ai Operei Mariei, iubiți credincioși care sunteți aici în biserică sau care ne urmăriți prin aceste mijloace moderne de comunicare, îi mulțumim Domnului că suntem împreună la această sfântă liturghie comemorativă. Cu 13 ani în urmă, mai exact pe 14 martie 2008, a trecut la cele veșnice Chiara Lubich, o persoană care a schimbat multe acolo unde a fost, pornind din nordul Italiei, întemeind Opera Mariei, Mișcarea Focolarelor, a aprins multe comunități de focul iubirii față de Dumnezeu, de focul iubirii față de Evanghelie, de această carisma unității. Papa Francisc insistă mult pe această fraternitate universală și noi astăzi cerem Domnului ca această fondatoare a Operei Mariei, Chiara Lubich, să fie cât mai curând ridicată la cinstea altarelor, pentru a avea un model pentru toți creștinii. Mulțumim preasfințiților și tuturor celor prezenți pentru această comuniune și ne rugăm ca Domnul să ne ajute să avem și noi acest spirit al iubirii Evangheliei, al iubirii unității. Fraților, să ne recunoaștem acum păcatele, să-i cerem iertare lui Dumnezeu, ca să luăm parte, așa cum se cuvine, la celebrarea jertfei Sfintei Liturghii. Mărturisesc lui Dumnezeu Atotputernicul și vouă, fraților, că am păcătuit prea mult cu gândul, cu cuvântul, cu fapta și misiunea, din vina mea, din prea mare vina mea, cururea Fecioară, pe toți îngerii și sfinții, și pe voi, fraților, să vă rugați pentru mine, la Domnul Dumnezeu nostru. Să aibă milă de noi Atotputernicul Dumnezeu și iertându-ne păcatele să ne ducă la viața cea veșnică. Amin.
Trăim cu bucurie zilele sfinte ale acestui timp de pocăință. Te rugăm, Doamne, dăruiește-ne harul ca pătrunzând tot mai adânc în misterul pascal să ne putem bucura din plin de roadele Lui. Prin Domnul nostru Iisus Hristos, Fiul Tău, care fiind Dumnezeu împreună cu Tine viețuiește și domnește în unire cu Duhul Sfânt în toți vecii vecilor. Citire din cartea profetului Osea. Veniți să ne întoarcem la Domnul, căci El ne-a sfâșiat și El ne va vindeca. El ne-a lovit și El ne va lega. Ne va face să trăim după două zile și a treia zi ne va ridica și ne va face să fim în fața Lui. Să-L cunoaștem. Să urmărim să-L cunoaștem pe Domnul, care vărsatul zorilor, sigură este ieșirea Lui. Va veni ca ploaia timpurie la noi și ca ploaia târzie care udă pământul. Ce să-ți fac, Efraim? Ce să-ți fac, Iuda? Îndurarea voastră este ca norul de dimineață, ca roua care trece repede. De aceea, îi voi lovi prin profeți, îi voi ucide prin cuvintele gurii mele și judecata ta va ieși ca lumina. Căci îndurarea îmi place, nu jertfa, și cunoașterea lui Dumnezeu mai mult decât arderile de tot. Cuvântul Domnului. Mulțumim. Tată, și după mulțimea îndurărilor tale șterge fără de legea mea, spală-mă cu desăvârșire de nelegiuirea mea și curăță-mă de păcatul meu. Că jertfele nu-ți sunt plăcute și chiar dacă ți-aș aduce arderile de tot, nu te-ar mulțumi. Jertfa mea, Dumnezeule, este Duhul smerit, inima căită și smerită, Dumnezeule, nu o disprețui. Tatea ta, Doamne, fă bine Sionului și reclădește zidurile Ierusalimului. Atunci îți vor fi plăcute jertfele de dreptate, arderile de tot și ofrandele. Atunci ți se vor oferi viței pe altarul tău.
glasul Domnului. Lauda ție, Hristoase, Regele moririi veșnice. Lauda ție, Hristoase, Regele moririi veșnice. Domnul să fie cu voi. Credință și evlavie să ascultăm Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos după Sfântul Luca. Mărire ție, Doamne! În acel timp, Iisus a spus această parabolă unora care se credeau în sine drepți și disprețuiau pe alții. Doi oameni au urcat la templu ca să se roage. Unul era farizeu, iar celălalt vameș. Farizeul, stând în picioare, se ruga în sine astfel: Dumnezeule, îți mulțumesc că nu sunt ca ceilalți oameni, răpăreți, nedreți, adulteri sau chiar ca vameșul acesta. Eu postez de două ori pe săptămână, dau zeciuială din ceea ce câștig. Vameșul, în schimb, stând departe, nici măcar nu îndrăznea să-și ridice ochii spre cer. Își bătea pieptul zicând: Dumnezeule, îndură-te de mine, păcătosul! Vă spun că a coborât la casa lui îndreptățit mai degrabă acesta decât celălalt. Căci oricine se înalță, se va umili, iar cel care se umilește va fi înălțat. Cuvântul Domnului. Lauda ție, Hristoase. Preasfințite Petru, Sfințiile voastre, cucernici, părinți concelebranți, dragi focolarini, iubiți credincioși, prezenți la această oră în catedrala noastră din Iași, ca și cei care ne urmăriți, sunteți în comuniune directă cu noi prin Iercis Media. Astăzi, la Breviar, Sfânta Biserică ne propune la oficiul lecturilor o lectură din Cartea Exodului, capitolul 40, în care Dumnezeu îi poruncește lui Moise să construiască un cort special. Un cort al întâlnirii omului cu Dumnezeu. Și acest cort va fi purtat din loc în loc până când poporul, după 40 de ani de călătorie prin pustiu, va ajunge în țara făgăduită. Ceea ce era cortul pentru evrei atunci este biserica pentru noi cei de astăzi, locul întâlnirii omului cu Dumnezeu, locul privilegiat al rugăciunii, al dialogului dintre creatură și creator. Sfântul Papa Ioan Paul al II-lea, știm, cunoscându-i bine viața, lua forță, lua putere pentru împlinirea misiunii sale de locușoare din dialogul pe care îl purta zilnic cu Dumnezeu în rugăciune. Zilnic avea ore de tăcere prin care, în dialog cu Dumnezeu,
se pregătea pentru a merge la întâlnirea cu lumea. Dar simțea că are nevoie de această forță pe care ți-o dea Dumnezeu pentru reușita și împlinirea misiunii sale în fruntea bisericii. Asemenea lui, mulți alții trăiesc în dialog cu Dumnezeu. Și trăiesc în dialog cu Dumnezeu pentru ca să poată dialoga apoi eficient cu semenii, cu oamenii. Este greu să ne imaginăm lumea aceasta fără dialog, fără ore de discuții pentru pace, dezbateri științifice, etc., etc. Dialogul este esențial în toate formele lui, însă este cu adevărat o virtute să știi să porți un dialog rodnic, eficient. Să încercăm astăzi să reflectăm câteva minute acum asupra modului în care noi dialogăm cu Dumnezeu și a modului în care dialogăm cu oamenii, cu semenii noștri. Cât loc ocupă acest dialog în viața noastră cu Dumnezeu și cu semenii noștri? Cum este acest dialog? Sfânta Evanghelie pe care am ascultat-o adineaori ne prezintă doi oameni care se roagă, care încep un dialog cu Dumnezeu. Însă diferența dintre ei este covârșitoare. Amândoi au dialogat cu Dumnezeu. Însă Iisus spune în finalul Evangheliei că doar unul s-a întors acasă justificat, îndreptățit. Doar unul a reușit, cu alte cuvinte, să poarte un dialog eficient, chiar dacă amândoi au vorbit și am auzit cum au vorbit. Ce a făcut diferența? Un lucru foarte important care trebuie să caracterizeze viața fiecăruia dintre noi, și anume smerenia, umilința, una dintre virtuțile indispensabile într-un dialog care vrem să fie rodnic. Toți avem nevoie de dialog. Toți avem nevoie să fim deschiși, să discutăm, să-i facem și pe alții să intre în dialog cu noi. Dar dacă nu avem umilință, smerenie, dialogul este cu siguranță sortit eșecului. Dialogul cu Dumnezeu și dialogul cu semenii noștri, dacă este lipsit de umilință, se transformă fie într-o etalare arogantă a calităților noastre, și aici avem cazul farizeului, o formă, putem spune, verbală a narcisismului, fie se poate transforma într-o polemică cu învinși și învingători. Ori nu acesta este scopul unui dialog adevărat. Adevăratul dialog pleacă de la premiza
că interlocutorul, Dumnezeu, sau semenul nostru, este mai bun, că are de spus și el ceva, nu numai eu să-i spun lui. Că dacă ne examinăm bine în rugăciunile noastre, în dialogurile noastre, cam predomină monologul. Eu am să-i spun și multe am să-i spun lui Dumnezeu. Dar mai lasă omule să spună și Dumnezeu ție. Și aici rolul tăcerii pentru a-L asculta pe Dumnezeu, pentru a-L asculta pe interlocutorul tău, nu doar tu să-i vorbești. Dialogul are cu adevărat valoare atunci când scopul său este atingerea unui bine, cum este pacea, adevărul, credința, mântuirea. Ceea ce poartă spre rău, ceea ce poartă spre conflict și compromisuri, nu este dialogul, ci doar, să-i spunem așa, un ansamblu de replici. Adevăratul dialog se termină întotdeauna cu o strângere de mână, cu o îmbrățișare, cu un sărut sau cu o lacrimă de fericire. Sigur, acum suntem în pandemie și n-avem voie să facem aceste lucruri pentru a evita contaminarea. Așa ni se spune. Dar adevăratul dialog acolo trebuie să ducă. Dacă nu putem acum fizic, din cauza pandemiei, în suflet, în duh, trebuie să aibă loc acest lucru, această lacrimă de fericire, această îmbrățișare spirituală, acest sărut al păcii, al iubirii, al fraternității. Este esențial să învățăm, să vorbim unii cu alții, să știm să intrăm în dialog cu Dumnezeu, să ascultăm și să ne apropiem de oameni. Altfel spus, prin dialog, trebuie să ne dăm silința fiecare să-L cunoaștem pe Dumnezeu și pe ceilalți. Însă aceasta presupune umilință, calm, disponibilitate de a asculta mai mult decât a vorbi. Se spune, pe drept cuvânt, că valoarea dialogului nu se măsoară în frumusețea replicilor, ci în distanța pe care o mărește sau o micșorează dialogul între două inimi. Dacă dialogul nu te apropie de celălalt, înseamnă că e mai bine să taci. Astăzi suntem adunați aici, așa cum a explicat Părintele Iosif la început, pentru a o comemora pe fondatoarea Operei Mariei, Focolarinilor. Aceea care a știut și ne-a și învățat să dialogăm, să dialogăm cu Dumnezeu, să dialogăm cu semenii noștri, având la bază întotdeauna smerenia, umilința, lăsându-L și pe Dumnezeu să ne vorbească, lăsându-I și pe interlocutorii noștri să ne vorbească, nu doar noi să le vorbim. Și mai ales să lăsăm ca exemplul vieții noastre să fie edificator pentru toți cei din jurul nostru. Rugăm pe Dumnezeu să ne ajute, să învățăm, urmând exemplul Chiarei Lubii, să dialogăm cu adevărat, atât în relația cu El, în primul rând, cât și în relațiile cu semenii noștri. Amin.
Fraților prea iubiți, îndreptățirea și mântuirea nu sunt lucrarea noastră, ci darul milostivirii infinite a lui Dumnezeu. De aceea să-L invocăm pe Domnul pentru ca în sărăcia noastră El să ne primească și să ne ierte. Tată Ceresc, ne rugăm pentru Sfântul Părinte și pentru toate intențiile sale. Ajută-L mereu să fie, după planul Tău, semnul viu și vizibil, precum și promotorul neobosit al unității Bisericii Tale în adevăr și iubire. Te rugăm, ascultă-ne! Pentru episcopii și preoții noștri, pentru reprezentanții diferitelor culte, îți cerem pentru toți lumina Duhului Sfânt și te rugăm să îi ocrotești și să îi ajuți, ca prin cuvânt și viață, să fie o mărturie puternică a unității creștine în fața provocărilor lumii de astăzi. Te rugăm, ascultă-ne! Îți mulțumim, Doamne, pentru darul numeroaselor carisme din Biserica Ta, care scot în lumină profilul Mamei Tale Divine, Maria, și te rugăm ca spiritualitatea unității dăruită Chiarei Lubic să devină o lumină călăuzitoare în viața multor creștini și a persoanelor de bunăvoință. Te rugăm, ascultă-ne! Doamne, te rugăm pentru conducătorii popoarelor ca să reușească să creeze legi în favoarea oamenilor, să lupte pentru justiție și pentru răspândirea păcii în lume. Te rugăm, ascultă-ne! Îți credințăm familiile din lumea întreagă și te rugăm pentru ca ele, învățând de la tine iubirea adevărată, să devină slujitorii vieții, martori ai raporturilor sincere și profunde între oameni. Te rugăm, ascultă-ne! Te rugăm pentru noile generații, ajută-le să asculte vocea ta și, cu decizie și curaj, să trăiască pentru răspândirea valorilor umane. Te rugăm, ascultă-ne! Te rugăm ca pe baza iubirii reciproce, mereu reînnoite, să ne dăruiești prezența plină de lumină a lui Iisus în mijlocul nostru. Te rugăm, ascultă-ne! Doamne, care pătrunzi inima noastră cu puterea Ta atunci când convertirea este profundă și sinceră, primește rugăciunea pe care ți-o adresăm. Dă-ne harul ca inima noastră să nu adere niciodată la ceea ce împiedică întâlnirea noastră cu Tine, prin Hristos, Domnul nostru. Jertfa mea și a voastră să fie plăcută lui Dumnezeu, Tatăl Atotputernicul. Să plăcească spre și spre folosul nostru și Dumnezeule, Tu ne dai harul să ne apropiem cu suflet curat de tainele Tale. Fă-ne, te rugăm, ca celebrând jertfa orânduită de Tine, să-Ți aducem preamărire desăvârșită
prin Hristos Domnul nostru. Amin. Domnul să fie cu voi. Și cu Duhul tău. Sus inimile. Să-i mulțumim Domnului Dumnezeului nostru. Cu adevărat vrednic și drept, de cuviință și mântuitor lucru este să-ți aducem mulțumiri pururea și în tot locul, ție, Doamne, Părinte Sfânt, atotputernic, veșnic Dumnezeu. Tu, spre mântuirea fiilor tăi, ai orânduit un timp deosebit în care să-și redobândească curăția inimii, și înlăturând din suflet pornirile dezordonate, în așa fel să se ocupe de cele trecătoare, încât să râvnească pururi bunurile vieții veșnice. De aceea, împreună cu toți sfinții și îngerii, te lăudăm cântând fără încetare. Doamne, izvorul a toată sfințenia, te rugăm așadar, sfințește darurile acestea cu roa Duhului Tău, ca ele să devină pentru noi trupul și sângele Domnului nostru Iisus Hristos. El, dându-se de bună voie spre pătimire, a luat pâinea și mulțumind, a frânt-o și a dat-o ucenicilor săi, zicând, luați și mâncați din aceasta toți, acesta este trupul meu care se jertfește pentru voi. De asemenea, după cină, luând potirul și din nou mulțumind, l-a dat ucenicilor săi, zicând, luați și beți din acesta toți. Acesta este potirul sângelui meu, al noului și veșnicului legământ, care pentru voi și pentru mulți se varsă spre iertarea păcatelor. Faceți aceasta în amintirea mea. Misterul credinței. Moartea ta, Hristos, celebrând așadar moartea și învierea Fiului Tău, îți oferim, Doamne, pâinea vieții și potirul mântuirii, mulțumindu-ți că ne-ai învrednicit să stăm înaintea Ta și să-ți slujim Ție.
Te rugăm cu umilință să ne unească Duhul Sfânt pe noi, care ne face împărtași de trupul și sângele lui Hristos. Adu-ți aminte, Doamne, de biserica ta, răspândită pe întregul pământ, ca să o desăvârșești în dragoste, până cu părintele nostru, Papa Francesc, cu episcopul nostru Iosif, cu toți episcopii și cu tot clerul. Adu-ți aminte, Doamne, și de frații noștri care au adormit în speranța învierii și de toți cei care au răposat în milostivirea ta și primește-i să se bucure de lumina feței tale. Te rugăm, ai milă de noi toți, pentru ca împreună cu fericita născătoare de Dumnezeu, Fecioara Maria, cu Sfântul Iosif, soțul ei, cu fericiții apostoli și cu toți sfinții pe care din veci i-ai iubit, să ne învrednicim a fi părtași de viața cea veșnică, să te lăudăm și să te preamărim prin Iisus Hristos, Fiul tău. Prin Hristos, cu Hristos și în Hristos, ție Dumnezeule Tată atotputernic, în unire cu Duhul Sfânt, toată cinstea și mărirea în toți vecii vecilor. Amin. Îndemnați de porunca Mântuitorului și povățuiți de învățătura sa dumnezeiască, îndrăznim a spune: Tatăl nostru, care ești în cerul, sfințească-se numele tău, vie împărăția ta, facă-se voia ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o astăzi și iartă-ne greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne mântuiește de cel rău. Mântuiește-ne, te rugăm, Doamne, de toate relele și binevoiește a da pacea în zilele noastre, pentru ca, ajutați de milostivirea ta, să fim pururea liberi de păcat și feriți de orice tulburare, așteptând speranța fericită și venirea Mântuitorului nostru, Iisus Hristos. Doamne Iisuse Hristoase, care ai zis apostolilor tăi: pace vă las vouă, pacea mea o dau vouă, nu privi la păcatele noastre, ci la credința bisericii tale, și binevoiește ai dărui pacea și unirea după voința ta, care viețuiești și domnești în vecii vecilor. Amin. Pacea Domnului să fie pururea cu voi. Și cu Duhul tău. Dăruiți-vă pacea. Care la supra ta, măcată la
iată mielul lui Dumnezeu, iată-l pe acela care ia asupra sa păcatele lumii. Fericiți cei chemați la ospățul mielului. Doamne, nu sunt vrednic să intri sub acoperământul meu, dar spune numai în cuvânt și seama că mântui sufletul meu. Trupul lui Hristos.
Să ne rugăm. Milostive Dumnezeule, Tu ne îndestulezi neîncetat cu tainele sfinte, dă-ne harul să le celebrăm mereu cu cinstirea cuvenită și să le primim cu credință, prin Hristos Domnul nostru. Imediat după binecuvântarea finală, voi da cuvântul întâi preasfințitului Petru și apoi urmează, așa cum am văzut în program, diferite mărturii, așa cum obișnuiți voi, focolarinii, și foarte bine. Eu vă mulțumesc din suflet pentru ceea ce faceți voi în biserica locală și, de fapt, în biserica universală, pentru biserică și pentru omenire. Acest suflu nou pe care l-a dus Chiara Lubic, încercați să-l trăiți cât mai bine, cât mai eficient, dialogând cu Dumnezeu, în primul rând, și pornind de acolo, dialogând cu semene, așa cum v-am explicat la predica astăzi. Să vă ajute Dumnezeu și să vă binecuvânteze toate eforturile pe care le depuneți pentru ca mișcarea focolarină să fie vie și în dieceza noastră și în țara noastră, să fie vie în toată lumea. Domnul să fie cu voi și întinde-ți, Doamne, mâna Ta asupra credincioșilor Tăi și dăruiește-le ajutor din ceruri ca să Te caute din toată inima și să merite a dobândi lucrurile bune pe care Ți le cer, prin Hristos Domnul nostru. Să vă binecuvânteze atotputernicul Dumnezeu, Tatăl și Fiul și Sfântul Duh. Amin. Liturghia s-a sfârșit, mergeți în pace. Preasfinția voastră, Părinte Episcop Iosif, dragi și părinți concelebranți, dragi focolarine și focolarini, dragi prieteni ai dialogului, îi cer permisiunea Preasfințitului ca să duc mai departe sau să folosesc acest cuvânt, dialogul. Pentru că din tot ceea ce mi-a fost dat să observ, să întâlnesc, să trăiesc, întâlnindu-mă cu opera Mariei, carisma unității, cuvântul unitate și dialog, e comun, era, este și va fi. Sunt atâtea care pot fi prezentate acum sau și în continuare despre ceea ce a voit să facă Chiara Lubic și despre ceea ce a realizat. Dar dintre toate acestea, opera unității, carisma unității, dialogul este cel care a impresionat și impresionează lumea. Pentru că Chiara Lubic a ținut mult ca tot să fie în comuniune, în dialog și să formeze cu Iisus o unitate. A și scris o carte pe care eu am să spun de ce am citit-o, care se numea Ca toți să fie una.
Această dorință a lui Iisus a devenit dorința chiar iubirii. Această rugăciune pe care Iisus a făcut-o, a continuat să o facă chiară și nu numai ea, întreaga opera Mariei. Întreaga opera a focolarinelor și focolarinelor. Sunt bucuros că am fost și eu invitat la această celebrare pentru, așa cum a spus preasfințitul, aici se vor da mărturii, o scurtă mărturie. Sigur, atunci când am fost numit episcop de Iași, trebuia să găsesc o deviză, un motto. Și sigur că am căutat în multe, în Sfânta Scriptură, în ceea ce ne-a spus Iisus sau apostolii. Și ochii mei au rămas fixați pe aceste trei cuvinte. Ca toți să fie una. Patru cuvinte. Ut omnes unum sim. Și sigur că m-am străduit să înțeleg ce vor să spun aceste cuvinte și în acest parcurs al meu de gândire am întâlnit această carte a Chiarei, care sigur că a avut un rol în decizia mea. Sunt bucuros așadar să susțin că trebuie cu adevărat să înțelegeți că unitatea în sânul mișcării focolarilor, dialogul, bucuria, rugăciunea, căutarea trebuie să fie principala fiecărui membru sau fiecărui focolarine. De aceea, sigur că mă bucur să vă îndeamn să nu uitați niciodată cei care sunteți aici, dar și voi, dragi focolarini și focolarine, din întreaga țară, că aveți o persoană care v-a dat și vă dă exemplu mai departe și că aveți o datorie. Să nu uitați carisma unității. M-am bucurat să fiu cu preasfințitul Anton de la Chișinău, de mai multe ori împreună la întâlnirile de la Roma și cu Chiara de mai multe ori și am avut bucuria ca împreună cu preasfințitul Anton să-i spun e bine să fie și la Iași, în Moldova, o familie. Sigur că și-a înregistrat. Am mai repetat și astăzi am o bucurie să spun că dorința noastră, a mea și a preasfințitului Anton, iată, s-a împlinit. Și la Iași este o familie care are omenire să facă dialogul viu, să facă rugăciunea prezentă, să facă ca opera Mariei, care ne-l oferă mereu pe Iisus, să aibă roade, roade bogate. Vă doresc și eu, preanul cu preasfințitul, mai departe, să aveți acest curaj și bucurie. Sfântul Părinte spunea că și voi aveți un secret, ocolarenii. De ce zâmbiți? Spunea Sfântul Părinte, poate nici Dumnezeu nu știe, dar voi știți. Zâmbiți, ei zâmbesc focolarenii și focolarenile. Și acesta trebuie să fie un dar care provine din rugăciune, din comuniune, din dialog, din iubire. Tuturora, așadar, să aveți această satisfacție. Dacă ați intrat în această familie, bucurați-vă, căci trebuie să lucrați cu harul Domnului la unitatea bisericii. Sfântul Părinte, Papa Francisc
știți ce face. După, aș zice, și un fel de mic semn pe care chiar l-a dat. Merge la toți, indiferent ce credință au. Îi caută pe toți, pentru că toți sunt fiii și fiicele lui Dumnezeu. Acest lucru îl doresc din toată inima, să creșteți în această bucurie a slujirii, a căutării unității, a dialogului și, sigur, să creșteți în opera care este opera Mariei și carisma unității. Vă mulțumesc! Noi o să mergem îndată în sacristie pentru a da jos aceste veșminte de la Sfânta Liturghie și apoi a reveni în mijlocul dumneavoastră. Vreau să punctez două lucruri acum, și anume, fiindcă a fost amintit Sfântul Părinte Papa Francisc, care prin tot ceea ce face vrea să-i adune pe oameni într-o unică familie, unitatea, fraternitatea, pacea, comuniunea, sunt de altfel obiectivele, dezideratele și chiar ilubii. Astăzi se împlinesc exact 8 ani de când a fost ales în fruntea Bisericii Papa Francisc, la 13 martie 2013, 8 ani de zile. Și un lucru care evidențiază tocmai chiar de la început dorința lui de unitate este faptul premieră la slujba de inaugurare a pontificatului său pe 19 martie. A fost prezent și Patriarhul Constantinopolului, pentru ca după 2 ani să se întâlnească cu el și la Ierusalim, acolo unde Papa Paul al VI-lea s-a întâlnit cu Atenagoras, întâlnire istorică. Și de asemenea vreau să mai menționez și faptul că mâine Preasfințitul, dacă nu mă înșel, sărbătorește ziua în care a fost numit episcop, pe 14 martie. Așa că să-l aplaudăm și să-i dorim. Un alt promotor al unității, pentru că așa cum a dat mărturie mai înainte, a ales ca motto al activității sale episcopale, al slujirii în dieceza de Iași, tocmai cuvintele lui Iisus, ca toți să fie una. Îi dorim multă sănătate, ani mulți de pensie, să se bucure împreună cu noi ceilalți și împreună să ducem această ștafetă a unității între noi creștinii, între toți oamenii, fără deosebire, pentru că acest lucru vrea Dumnezeu de la noi toți. Unitate în diversitate, promovarea dialogului. Chiara a voit un nou popor născut din Evanghelie. Acolo găsim motivația pentru care să acționăm, să lucrăm, să ne zbatem pentru a crea unitatea. Este un curent acesta de reînnoire spirituală și socială. Binevenit și eu mă bucur că este prezent și viu și tot înflorește și în dieceza noastră. Așa că vă doresc mult succes. Ne revedem îndată. Cântați un cântec între timp.